Am găsit în pod o carte scrisă de bunica plină de rețete. Și esență de vanilie. Și uțiet. Sper să fie gustoasă. Mi-i place. E o rețetă specială. Ionuț, vrei să mergem la medic? Da? Mi-e frică de medic. Trebuie să mergem urgent cu el la spital. Matei dimineața când s-a trezit a sângerat tot, din nas îi curgea sânge, iar Ionuț se sufocă. Noi suntem afară și ne distrăm, facem o căsuță din Lego. Mihaela, vino! Și tu ai loc? Hai, așează-te! Acum voi încerca să fac cappuccino de post. Adică cu lapte din ăsta de cocos. Mie nu-mi place laptele normal. Acesta este preferatul meu. În Lego s-a ascuns o vispe. Aici. Voi adăuga și arahide caramelizate. Este delicios! Matei, dar Melissa nouă ne-a pregătit un smoothie. Un suc foarte delicios. Vrei să-l guști? Eu l-am gustat! Când? Acum! Să vedem ce cocktail este. Wow! Un gust neobișnuit! Foarte delicios! Mircea! Pășările noastre nu mănâncă din grăul nostru! Vino aici la mine! Eu vreau să mor pe acoperiș! Pe 3, 2, 1! Credeți că voi face? Nu! Cine e flământ? Eu sunt flământ! Și Ice este flământă! Toți vrem mâncare! Hai să ai mânca ei! Hai, intră! De jos a uscat aici pe jos! Doar că avem o problemă! Am văzut că aici toată iarba se dezlipește, sau că e frig afară, sau că nu e bun lipiciul de pe abțibildurile astea. Dar așa îmi place aici. Dăm răbdare mai repede să facem 24 de ore în căsuță. Și mie îmi place, mami. Dar dacă iarba se dezlipește, știi, mami, vârfurile, zici că este iarbă naturală. Se pare că sera Melissa a fost invadată nu doar de furnici, dar și albini și viespi. Dar hai să le punem oțet și zahăr, așa cum ne-au spus și abonații. Să vedem, poate intră în capcană. Salut! Astăzi voi face o prăjitură din brânză. Am pregătit brânza și celelalte ingrediente. Și oțet. Și o agățăm din nou. Așa e dacă au înflorit florile din grădina Melissei. Atrage și vietățile. Avem nevoie de 100 grame de zahăr. Și turnăm în cele 7 ouă. Dar cu furnicile ce facem? Uite ce albină. Vrea să iasă. Hai, fugi. 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 S-a dus? S-a dus. Acum voi amesteca toate ouăle cu zahărul. Pentru furnici avem altceva. Sare! Dar dacă știți cum să protejăm plantele de furnici, scrieți în comentarii. Astăzi dimineața când am fost aici, am văzut o furnică care căra o frunză. Eu cu Mircea vrem să mâncăm ciocolată. Da, în formă de iepuraș. După ce am amestecat foarte bine, vom pune și un pliculeț de zahăr vanilat. Și esență de vanilie. Puțin. Mi-e place să desfac ciocolata. Ia, dă, Matei, ciocolata aceea.
Poate are ceva înăuntru. Eu voi adăuga 300 grame de smântână. Iarăși amestecăm și acum voi pune 100 grame de unt moale. Cam așa arată. Și, și, și. Așa. Are ceva înăuntru? Sunt foarte curios. Nimic, doar alte bucăți de ciocolată. Hai mai trebuie să ne servim. Urmează să pun 4 linguri de amidon. Ce bun este! Poftim! Și ție! În final, 6 linguri de gris și un pachetel de praf de copt. Îl amestecăm și aluatul nostru deja este gata. Trebuie doar să-l pun în tavă. Vai, Matei, cât ești de rapid! Știu că mi-mi place ciocolata. Acum îl voi pune la cuptorul preîncălzit la 180 de grade pentru aproximativ 45 de minute. Tot pățitul-i priceput. Dimineața de vreme deja trebuie să deschidem sera. Căci de altfel, e prea mare căldura și plantele încep să se upărească. Și acum, momentul mult așteptat, să scoatem din cuptor prăjitura. Este călduță? Chiar acum am scos-o. Sper să fie gustoasă. După ce am pus capcana pentru vespi, că vin multe albini în seră, iată și prima victimă. Stați să vă arăt. Sau primele, mame, fac sunt două. E una. Dar nu e nici albină și nici vespe. E o muscă. Și miroase atât de bine. Vă propun să încercați și voi. Acum trebuie să o învelim să stea la călduț. Și dacă vă întrebați de unde am toate aceste rețete, să vă zic un secret. Am găsit în pod o carte scrisă de bunica plină de rețete. Și de acolo iau o rețetă, mai pun câteva ingrediente și iese perfect. Dacă nu puneam aceste dispozitive, nu mai știam niciodată că murele și agrișul consumă mai multă apă decât celelalte plante. Abia să le udăm așa, ocazional, dar ele solicită zi de zi. Și acum punctul culminant, gustarea! Voi pune și zahăr pudră și acum arată foarte bine. Să vedem, oare este gustos? Foarte bun! Și iată așa arată în interior. Am pus și la checul mare zahăr pudră. Oare să fie ouă de prepeliță adevărate? Măr filiat în ciocolată? Ce mai ești asta? Poate găsim și Mihaela aici mâncare de Paști. Dintr-un raft întreg de ouă nu am găsit ouă albe. Și le-am luat pe cele mai deschise la culoare. Cam așa. Vopsim ce avem? Nu știu mai unde cauți tu. Aici sunt doar ouă albe. Și câte vrei. Ce? Caut coș de ceapă. Vopsim ouăle natural. Cânăciorii noștri virșli rețetă proprie, cei mai gustoși din Oradea, garantăm amestec carne vită, oaie sau cu porc, prăjiți mediu foarte, foarte gustos. Dacă uite cât de mult sunt! Mititei făcut de noi la fel, rețetă proprie, foarte, foarte bun. Mulțumim! Așteptăm să-i gustați și să ne dați recenzii. Mulțumim frumos! Ia la varză murată! Nu-i place! Varză murată! Hai un pic! Mersi! Ce? Nu-ți place? Ce? Nu-ți place? Place! Dar să-ți place? Dar să-ți place? Nu-ți place! Îți place? Tot îți place. Și închide capacul. Câte furnici. Nu, haină.
Uite, eu crescut aici flori multe. Mami, tati, băieți, veniți să mâncați prăjitură. Prăjitură? Ua, da! Facem mini picnic. Desigur. Voi, dar ce bine miroase. Din brânză. Tati, vino să gusti. Un pic am ațipit în căsuță. Ce avem? Avem budincă. Budincă? Dacă ar fi fost așa budincă la grădiniță, aș fi adorat grădinița. Mișa, cum ai făcut asta gustoasă? E o rețetă specială. Dar de unde am luat-o? Deja abonații știu. Hai, Ionuț, pune aici mâna. Așa, și cu zăpun. Perfect. Acum facem așa bine, bine. Și ne spălăm cu apă. Iată și rezultatul la strupirea noastră cu ierbicid, care de altfel era și în expirare, sau chiar era expirat, dar efectul și l-a făcut. Gazonul a rămas verde și frumos, poate chiar și e mai frumos decât acum a fost, dar iarba cea ghimpoasă toată se ofilește. Deci se usucă. Dar de ce? Dar asta care pișcă este mai puternică decât asta verde. Ierbicidul e unul inteligent. Hei, cum să nu? Aici era. Melissa a uitat mâncarea acasă, dar nu o lăsăm flămândă. Eu sunt curioasă, oare ce și-a pus Melissa de mâncare? E destul de ușoară caserola. Mami, deschide și vom vedea. Tati, până noi o să-i gătim la grătar, cred că o să-i mănânce copiii așa cruzi. Sunt gut delicios și așa. Am mâncat eu așa. Stai, că nu mai pricep cum se pune caserola asta. Important pe Lisa să iasă la poartă. Scrie mai mesaj și mergem direct la ea. Tati, vrei să aspiri mormolocul? Vreau să aspir tot, mai. Dar nu prea șanse, ceva... Ceva nu trage. Parcă se curăță ceva. Astăzi luăm pe Matei și pe Ionuț de la grădiniță mai degrabă, pentru că trebuie să mergem urgent cu el la spital. Matei dimineața când s-a trezit a sângerat tot, din nas îi curgea sânge, iar Ionuț se sufocă. Mergem să vedem care-i cauza. Totuși, Ionuț nu s-a mai tratat, pare mucușor în gât. Noi Matei, putem scoate. Matei, de mai mult timp, tot sângerează din nas, nu știm care-i cauza. Și astăzi totuși să... mergem undeva. Am fost la un medic, la alt medic, la al treilea, la al patrulea și tot așa. Sunt mai multe ipoteze, dar vrem să le excludem pe toate și să vedem totuși care-i cauza principală. Ionuț, vrei să mergem la medic? Da? Ai să arăți nasucul și gâtul? Limba? Da? Bravo! Mie nu mi-e frică de medic. Gata! Sunt în parcare! Care e primul? Bine, același se deschide. Cei mai curajoși. Să vedem dacă sunt și cei mai norocoși. La 1, nu? La 1. Așa, bravo. La 1, cabinetul 11. Oare cineva dintre voi a mai pățit o să sângereze nasul? Eu sunt deja adormit. Eu sunt deja adormit. Te-ai dormit, Magdalințu? Matei mă întreabă dacă mergem la alt medic. Zic, da, unul care scoate limbici. Sunteți niște limbicoși. La Matei este o problemă mai veche. Când a fost mic, s-a lovit la nas și din cauza acelei lovituri avem și problemele cu sângerările. Se poate trata doar prin operație
sau dacă crește se mai descurcă. Și doar așa. După 18 ani. Da, doar după 18 ani. Dar poate că și atunci nu va fi nevoie de operație pentru că de intervenție chirurgicală, pentru că ar putea să respire. La Ionuț, în schimb, avem probleme și cu năsucul și cu urechile. Mai tratăm încă o lună și vedem dacă e bine. Și fără antibiotic, mai fără important. Fără antibiotic, de această dată. Eu cred că o să ieșim în urmă. Da, Ionuț? Tu ai fost bravo, ai deschis gurița, ai arătat nasul și urechile. Da? La parter. Nu, la... Și după aceea, mai nu doar că ai deschis urechile și nasul și... Ați schis poate sertare, și toate cărțile și tot ce era pe acolo. Chiar și urna cu... Tot ce era posibil de deschis, totul am deschis. Ce ai făcut, Ionuț? Poliția. Da, Ionuț, a apăsat pe termometru, s-a pornit alarma. Ionuț, tu numai cu șotii. Ce-i cu tine? Ești obosit? Da. Mergem acasă să dormi? Da. Ce-ai acolo? Tratamentul sau? Naturist. Naturist. Fără antibiotice. Ce e mai important cu fără antibiotice? Salut! Salut! Ce, Melisa, a fost gustos micul dejun? La ora 11. Da. Acum întrebare pentru Mircea. Ce ai mâncat tu la amiază? Orez cu carne și supă rădăuțeană. Și gata? Da. La Melisa? La fel. Mircea, mami a spus să nu e numeri. Ce bucate ai avut acolo să mănânci? Dar ce ai mâncat dintre ele? Dar voi, cum este vremea? La noi e soare. Să vedem ce fac plantele. Wow, mazărea deja crește. Și morcovul. Și ridichia. Dar și castraveția e de jos. La fel crește. Oh, și măcrișul. Tomate, pătrunjel, grâul. Oh, cât de multe! Dar voi oare știți ce este ce strat alb deasupra? Dacă da, vă rog frumos să mă ajutați și să scriți în comentarii ce trebuie să fac. Și capul nostru cu iarbă deja are și barbă! De fapt, este rădăcina. Dar furnicile continuă să se adăpostească aici. De parcă pământul acesta este mușuroiul lor. Wow! Avem zmeură! De fapt, începe să crească zmeura! Și căpșunielele? Și ciopa! Super! Acum te iei rândul tău. Am obosit. Mi-au pus cruca, Matei.